suntem din nou la șag. Ce facem, ce nu facem, tot la șag. Tot la șag, pentru că prietenul nostru, Lucian, de la Cămara cu Mirodenii, ne-a propus o rețetă astăzi deosebită. N-am putut să refuzăm. Când am auzit despre ce e vorba, am acceptat din prima clipă. Despre ce e vorba? Spune și la telespectator, te rog. O să facem un iepure la proțap. Bineînțeles, cu mirodenii, da? Și lângă care o să servim o garnitură de ciuperci de pădure, sote. Ciuperci de pădure? Da. Luate de la magazin, nu? Nu ne dă mâine la știri. Da, luate de la magazin. Te-ai stat pe gânduri. Adevărul e că le-am cules eu. Te pricepi? Da, dar am mâncat deja din ele de vreo două ori, deci e ok. A, bun, atunci e bine, e în regulă, bun. Stai așa. Și... E bine, da. Și cu orez, cu șofran. Încercăm? Cu ce începem? Cu pregătitul iepurelui pentru proțap. Să-i dăm drumul! Deci, prima fază este curățatul, adică... Am tăiat niște cubulețe de costiță, da, cu care o să împănăm iepurele. A, băgăm înăuntru în el? Da. Așa? Pentru că iepurele are o carne foarte uscată, slabă, uscată. Da. Da. A, nu-i gras, da? Nu-i gras, da. Și trebuie să-l ajutăm. Trebuie să ajutăm. Compensăm, practic. Bun. Am tăiat cubulețele astea. Așa, le pagin. Le punem aici. Da. Și doar numai usturoi punem în iepure. Nu, cu bulețele astea cu usturoi și cu câte o bobiță de enibahar. A, deci numai, deci punem și usturoi. Și usturoi, da. Am gândeam, zic, băi, da, văzut că e usturoi pe masă, zic. Deci costiță, asta, usturoi asta și enibahar băgăm înăuntru în el, da? Da. Și acum curăț usturoi. A, bun, hai să curăț usturoi. Usturoi de grădină, dacă observ. Românesc, nu-i chinezesc. Românesc. Am înțeles. Până termin eu cu usturoiul, da? Te rog să te duci, că mai întreb un bol din ăsta, din bucătărie. Pentru ce? Să fac un fel de marinadă de, cu ulei, condimentul amestec cu ulei. Da? Și frecăm iepurele. A, lungi cu... interior-exterior, da. Uh-huh. Se poate? Bine, mă duc. Las microfonul aici. Poate cânti ceva. Gata. L-ai găsit? Uite, e și pe modelul ăsta. Exact. Da. L-am găsit. Unde? Ți-l pun aici în față? Pune-l acolo. Bun. Păi ești gata și cu usturoiul, văd că mai trei căței și gata. Asta. Bun. Și ulei? Tot ulei din cămară, nu? Da, ulei de măsline. Ia să-l vedem pe ăsta. Ce culoare faină are. Ulei de măsline presat la rece. Foarte... Opa, ăsta ne mai trebuie? Nu ne mai trebuie. Din Grecia asta. Uh-huh. Fain. Ne apucăm de... Faci marinada? Marinada aia. Deci, practic, ce faci? Pui uleiul... De fapt, amestec condimentul. Ce condiment ai? Că nu mi-ai zis. Nu ți-am zis. Nu. Uite-te aici ce am adus din cămară. Ia. Ia. Asta. Ce ăsta? E roșu? Știi cum se numește ăsta? Roșu de Yucatan, îi zice. Roșu de Yucatan? Da. De Yucatan, iute știi sau pe ce? La Yucatan. Dar ce, iute, da? Sau ce? Nu e iute. Este foarte, foarte, foarte aromat, foarte parfumat. Are, da? Un gust de fructe, un gust de flori. Așa. Și are, o să-l faci cu ulei, la practic? Da, îl amestec cu ulei. Dar are și... mai multe înăuntru, că roșul ăsta vine de la ceva. Da, are mai... culoarea o are de la fructul de anato. Da. Și aroma aia fructată, tot de la fructul de anato. De anato. Folosit... De anato ăsta tot timpul am mâncat, da, din anato. Deci, așa? Folosit mult în bucătăria caraibiană. Caraibiană, sigur. O să vedeți că e extraordinar. Abia aștept. Și aici? Aici este sare. Sare grunjoasă. Sare de mare. Asta e foarte bună. Doctorul recomandă cu măsura. Da. Așa.
Deci, practic... Ne apucăm, da? Da, bun, hai! Am pus uleiul de măsline și acum punem o linguriță jumate de roșu de Yucatan și pregătim pasta asta. Nu pun foarte mult pentru că e un condiment foarte puternic aromat. Și vrem să simțim și gustul carnii de iepure. E gata. Acum ne apucăm să împănăm... Dar fii atent, parcă-i... Ce gust are? Parcă-i ce? Lasă o să vezi. Dacă bag deci tu mic în el altceva, e iute? Nu iute deloc. Ia gust. Foarte bun. Serios? Și se simte iute aromă așa? Nu, iute nu-i deloc. Știu că nu iute. Noi am pus știi că mie de-aia mi-e teamă de iute. Da, știu. Bun, acum... Ne apucăm să împănăm... Vezi că viesp, că astea să văd că le place să nu te înțepi. Bun. Ne împănăm. Cu ce? Împănăm cu usturoi și cu costiță. Hai să-i dăm drumul. Te ajut, nu te ajut. Mă uit la tine. Nu mă ajut. Luăm detalii cu Cosmin când le împănezi, bine? Ia uite-l, bă, săracul iepure. Săracul din 5 kg, uite cât a rămas. Să vezi după ce-l pui pe proțap și se face jumate. Deci îi facem câteva băurele. Practic în găurile astea o să bagi usturoiul? Exact, da. Am înțeles. Și așa pe sub, un pic pe sub piele, unde... A, și bagi usturoiul în găuri și practic îl lungi cu condimentul, nu? Da. Și slănin, asta... Și asta chestia tot unde o bagi, cum îi spune? Costița. Tot în găurile astea. Tot în găurile astea băgăm... Și costița, da? Și costița. Am înțeles. Aoleu, să nu uiți de boabele de enibahar, ia deschidem, te rog. Și alea ce faci cu ele? Le băgăm și pe alea. Tot în găuri? Tot. A, bun. Să le dau drumul aici? Pune câteva acolo, da. Atât, bun. Asta e foarte condimentat, enibaharul ăsta, sau? Nu, tot așa, aromat, nu e puternic, da. Stai că să-ți simți și microfonul, să-ți spun și enibaharul. Așa. Așa, deci câte o boabă, câte o asta, acum îl împănăm frumos, da? Câte o costiță din asta, da. Am înțeles. Bun. E gata. E frumos uns și acum îl bagi... Arată bine, da? Acum îl bagi în țeapă și sau? Acum îl tragem pe țeapă, da. Ești Lucian Țepeș. Uite că mi-a să enibaharul afară de aici. Ai grijă. Așa, gata-i. Bun. Arată să-ți bine, dau da? Țeapă, da? Adum țeapă. Îți trag o țeapă, da? Adum eu. Îți o aduc, așa. Uite că în România e plin de țepe, uite, una e aici. Asta nu e din piața Victoriei, sau? E de la șag. Bun. E de la șag, da. Așa, ce te să fac? Nimic. Nimic? Să-l... Dar te... cum îl bagi? Îl băgăm pe aici, prin... Aoleu, săracul! Prin golul ăsta de la stern, știi?
acolo când va avea urechile, capul, nu? Ai grijă la mână, nu te, nu ți-e frică că ai grijă, ți-i contra acolo? Aoleu, ușor. Iese? Nu. Ar trebui să-l spintești puțin, poate că nu? Trebuie să rup aici un pic osul ăsta. Reușești? Ține-o țeapa până îl rup puțin. Ține, ține așa. Îl trage un pic afară. Așa. Încerc să-i fac aici. Ai grijă la mână. Gata. Cred că intră. Acum că-l forțezi. Op, gata, gata. E suficient. Ia să vedem. Acum ar trebui să intre. Ar trebui lejer să intre, nu? Nu lejer, dar... Ops, ale. Gata. Gata. A trecut, da. A trecut. Și acum? Vă duci până pe la mijloc? Da. Am înțeles. Să nu pui pe masă, să nu-ți ungi masa. Nu, păi așa, lasă aici. Eu cu unsul mesei sunt pățit deja. Așa. Bun. Și acum legi de țeava asta sau cum? Da, leg de țeavă. Ce să-ți aduc? Prima oară mă duc să mă spăl pe mâini. Du-te, eu îl studiez pe ăsta cum stai aici țeapă. Și după aia aducem niște sârma și legăm cu sârma. Am înțeles, comestibilă, nu? Nu. Am înțeles, bun. Ia să vedem noi... Nu! Zaiț! Pogonii! Nu, zaiț! Pogonii! Ba. Ia uite aici, am uitat de niște... Ai adus astea cu astea LED sau ce? Da, niște țepușe de astea sunt ca să nu se fixeze pe bară, ca să nu se învârtă, știi? Să stea... A, să n-alunece pe bară când se învârte? Da. Și legăm cu sârmulițele astea de picioare. De picioare? Da. Păi bun, hai. Ia să vedem. Ia. A, și-l bagi acolo... Dar scula asta, ți-ai luat-o special pentru rețeta asta? Nu pentru rețeta asta special, dar acum o inaugurăm. A, bun. Da. Așa. Și dau o sârmă? Sau încă nu? Prima oară pui... Încă mă gândesc să văd cum să-l legă mai bine. Și așa, și atunci alegi aici și e mai apropiat. Cu cât îl legi mai... Îl ancorezi, nu? Da. Cred că așa ceva. Poftim. Așa și așa-și putea. Așa cumva, da. Asta e că-mi trebuie să sârmuliță mai... Poftim, lungă. Ia, sârmă mai mare. Poftim. Băi, vezi? Bune liceele astea industriale de pe timpul ceașcă, vezi? Știi să legi o sârmă, nu? Așa și îl ancorăm, știi? Îl trecem facem așa, ca o pârghie, nu? Perfect, stai să-ți dau asta ca să ai putere. Și acum, pe măsură ce legi, îl face o pârghie și îl trage mai aproape de... Poftim. Gata, uite-l. Așa, nu? Cred că da, nu? Crezi că e prea depărtat și acum? Nu, zic că e bine. E bine, nu? Dacă îl mai tragem de el așa, se mai... Îl mai tragem așa și în partea asta de el. Da. Nu? Venim cu asta la altă. Da, și atunci alegi, după aia tragi de sârme, nu? Intră pe acolo aia? Da. Să legăm de aici. Uh-huh. Așa, perfect. Să bagă tot pe dedesubt astea, sub alea, nu poți? Așa. Uite așa ar fi bun. Da, lasă așa și nu-l mai legi. Nici nu mai trebuie să legi, cred că. Că stă, nu stă? Uite acolo, nu se mișcă ăsta. Stai așa să-l centrăm acum. Centrează-l. Și îl strângi, nu? Da, și strângem aici ciuruburile astea, îl întindem bine. Da. Ar trebui să țin cumva, să las microfonul jos, să țin de el? Hai să fie pe centru. Hai da, e bun. Strâng aici prima oară. A, da, și atunci el nu mai scapă. Nu mai fuge, nu mai sare. Dar cu clește, cu fii atent, cu din ăsta, francezul mic. E bun. N-are câtă putere are asta. Bă, mă, dar cum am băgat-o, ai văzut la fix, am... Și cu stânga, frate, dacă puneam dreapta, erai gata, erai întins. Ce să mai... Crezi că mai... Nu prinde? Prinde, suficient. Lași urme pe... Pe țeavă. Pe țepușă.
Pe bară. Da? Perfect. Și acum dansul la bară, Joe Cocker. Pa ba 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 ba. Îl punem. Îl punem, da? Mergem la foc cu el. Eu zic că da. Focul l-am pregătit deja, nu? Da. Gata, mergem. Hai. Hai. Nu zaeț, pagadi. Fain, dar atât de ce fain întins. Maroniu, așa frumos, arămiu. Am montat și aparatura asta specială. Și cum îl pui? Ia să vedem. Asta e tot? Al bagi în chestia aia? Și practic fiind legal la curent, se învârte ușor, așa, îl dă mai încoace puțin. Păi asta e reglabil, nu e problema. Pot, uite, de aici îl dau mai, trebuie mai încolo, într-adevăr. Hop, să trag de aici, sau? Dacă nu mă bag, să nu stric aici. Puțin de tot, nu? Sigur. Așa, așa, în funcție de foc, îl cobori sau îl, nu? Păi sigur. Îl ține de ăla acolo, te rog. Uleu, să nu stricăm șmecheria. Gata, dă-i. Atât, la fixi, nu? Mai puțin poate. Ba nu, e bine. Nu, nu, trebuie văzut și cum bate vântul, știi, să ducă căldura. Aha. Și acum îl mai cobor sau aici? Așa. Perfect. Îl mai cobor. Bun. Ia, îl mai coborăm un pic. Vezi ce frumos se reglează. Din Serbia am cumpărat chestia, chestia asta. Da. Deci pentru amatori, nu? Cine... cine e pasionat de... iepure cu anato, nu? Deci bun, da, purcei, băi, știi ce? Deci un purcel trebuie să facem la... purcel, da. Am făcut pui, pui la rotisor. Mai, mai banal, da. Bun, îi dăm drumul, da? A, acum alegi... legăm aici pe redresor. Ăsta merge ori pe redresor, ori pe baterie de... mașină? De mașină, da. Mm-hmm. Băi, să nu puște. Negru la negru? Plusul la plus. Păi dar ăla e în direct negru cu roșu. Plusul la plus scrie aici. A, să le schimbi culorile, că dacă mă puneai pe mine să-l prind, acum era dezastru. Fiasco. Merge. Nu mi-e frică. Uite, l-am luat-o. Perfect. A plecat. Ușor, așa. Perfect. Avem aici posibilitatea să dăm din redresor... viteză? Viteză, uite, mai mare, vezi? Da. Dar lăsăm la mic. Merge, gata. Hmm? Gata. Perfect. Și acum garnitura, nu? Și acum ne apucăm de garnitura. Unde facem garnitura? La ăla, la foc, la ceaun. Da, ăla trebuie să facem tot la masă acolo? Tot la masă, da. Pregătim ingredientele. Deci... asta lăsăm liniștiți, mai verificăm să nu fie cumva temperatura prea mare. S-ar putea să fie prea mare, trebuie să ridicăm un pic mai sus. Mai ridici puțin totuși? Un pic, da. Dacă, dacă lăsăm mai mult, nu? Să stăm liniștiți. Da. Perfect! Ăsta-i. Gata, hai la garnitură. Lasă-l să meargă și... hai! Hai!
Da, hai să băgăm ceapa, am pregătit totul că... Uite ce se mai prăjește. Ai, bagă. L-ai domolit. Da. Bun. Am pregătit ceapa, usturoiul, ciupercile, tot. Ciupercile. Până e gata. Lăsăm să facă gata sosul. Pasta imediat. Bun. Și orezul eu zic să-l facem ca să nu pierdem timpul și să intre tot în jumătate de oră, că noi n-avem mai mult și deja sunt foarte multe detalii și păcat, ar fi păcat să rasolim iepurele, da? Așa. Să facem orezul înăuntru pe foc, să fie gata repede, ca să intre bine tot în jumătatea asta de oră, timp, nu? Cât învârtiți voi în asta, eu fac orezul. Rămân să învârt în asta? Da. Bine. E bine? Du-te fă orezul. Hai. De mine. A luat-o și focul ăsta. Uai, ce foc, e gata ceapa. Bă, eu zic că e cam gata, dar tu cum stai cu orezul ăla? Orezul ăla e pe foc. Da? Și da. Astea? Astea-s ciupercile de pădure. Deci am pus așa, ulei de măsline, da, ceapa, da, și acum punem... ciupercile. Da, dă să le arăt la cameră. Ține tu lingura. Să arăt eu, să vadă lumea cum arată ciupercile astea de ciuperci de pădure. Aici m-am prins de... Au fost congelate, vezi, ca o apă, dar cu zeama aia, cu tot trebuie puse. Astea când se culeg? După ploaie, în principiu. După ploaie, în iunie, în mai, în... că plouă tot anul, poate că. Jumătate de an, și vara, și toamna. Da? Da. A, deci nu e un anumit sortiment. Ciuperca de picior, sau... Așa. Bun. Da. Le lăsăm pe astea să scadă așa. Nu te mai verifică. Mai punem niște pătrunjel. Nu te mai verifică. Nu te mai verifică iepurele. Iepurele și după aia vezi de ăsta și o mai amestec aici, da? Bun. S-a făcut un terci aici, ușor așa, la foc mic. Fierbe, fierbe, hai numai. Hai să vedem ce mai punem, că e terci aici. Uite. Uite aici, uite aici. Ciuperci, ceapă, chestii, uite. E bun. E bun? Nu prea fierbe, mai trebuie pus pe foc, dar nu nimic. Păi mai punem pe foc. Ce pui, stai? Punem ardeiuți, da? Usturoiul tăiat mare. Hai de capul. Și pătrunjelul. Asta e bombă pentru stomac. Nu? Nu, e sănătate curată. Du-te. Da. Îți pun, deci, mâine dimineață. Pătrunjelul. Mult. Așa. Da? Ține. Mult. Bine, dăm. Mai dăm. Și punem ardeiuț și usturoiul. Așa. Și mai pune ceva pe foc aici, până aduc eu sarea și ierburile de Provence. Punem niște condimente, ierburi de Provence peste ele. Bă, frate, dar ierburile de Provence până vine aia, Provence. Sare. Băi, Luciane! Aduci Provence-ul ăla cu sarea! Ei, ești aici? Hai, uite. Deci punem un pic de ierburi de Provence. Știi ce sunt ierburi de Provence? Ai văzut tehnica microfonului sub braț, așa. Știi ce sunt astea? Ierburi de Provence. Deci un amestec de condimente, tot din cămară luate. Așa. Cu levănțică, cu tarhon, cu oregano. Dar cu mai simți ăla după ce apa asta și cu usturoi și asta se simte? Da, eu zic că da. Da? Și punem 2-3 prize de astea de sare de mare. Așa, grunjoasă. Și gata, și amestec, la foc. Da? Da, și în 5 minute e gata. Lasă la foc. Așa, frate. Perfect! Lucian, cred că e gata asta. Uite-l. Hai să vezi, cred că putem să-l scoatem. Uite aici.
E gata, clar. E gata? Hai, trage de o parte. Hai. Poți? Îl iau cu tot așa. Și-l pui jos? Păi nu, învârte-te. Stai așa, se învârte asta. Vă să nu cadă ce-i în lingură, așa n-avem o grămadă. Nu, pică, stai niște că s-a limpit. Hai. Bun. Perfect. Puh, ce frumos arată. Îl scoți afară, da? Îl scot aici, da. Scoate tot. Nu? Arată... Puh, ce bine arată. N-arată rău, a? Nu, foarte bine. O pui, o duci pe masă, nu? Și le, pui, mai, le punem pe toate pe masă. Mai am o lingură. Și arătăm acolo cum arată tot, nu? Da. Nu. Bine. Mai lingura și... Gata. Perfect. Astea le punem aici. Orezul și iepurele. Lucian, eu zic să scoatem iepurile, că păi și tu zici, cred că, nu? Păi că, eu zic că e de mult gata. Bun, ține asta. Stai să scot lopata, trag ăsta trage încoace și îl scoatem, da? Stai că-l oprim. Oprește-l, primul. Bun, așa. Hai să scot lopata. Așa. Și iau cu tot cu picior, da? Cu totul, da. Opa. Cât poate să meargă ăsta? Atât, nu? Nu contează. Bun-i. Stop? Bun-i, perfect. Și acum îl scoți frumos, pune teaba sub el, eventual, direct, că dacă pică, nu? Nu, că nu pică. Nu pică. Și îl scoatem frumos și după aia îl duci la masă. Da. Perfect? Lucian. E, l-am rezolvat și pe ăsta, nu? N-am crezut că este așa frumos. Bă, frumos e să vede cât e de bun, dar eu zic că e bun, așa-i. Bă, ciupercile arată extraordinar, orezul parcă e bob cu bob, fii atent ce frumos e. Mai pune și pe ăsta pe masă. Ăsta e purașul. E frumos. Da. Du-te, șterge de pe mâini și hai să și mâncăm dacă l-am făcut, nu? Cosmin, cred că poți să strângi și mai luăm niște detalii și hai că ne e și foame, nu? Poftă bună!